O întreagă dezbatere are loc zilele acestea, mai ales în spațiu public, pe tema educației sexuale în școli. Am văzut astăzi și o reacție a Bisericii Ortodoxe Române, nu știu dacă ați apucat să o Mamă. vedeți, care dezaprobă, e o reacție oarecum așteptată, care dezaprobă acest proiect. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile, mai ales că știu că sunteți și în Comisia de Învățământ de la Camera Deputaților? Deci, proiectul care propune educația sexuală în școli fără acordul părinților este un proiect greșit. De ce? Nu și are locul. Părinții trebuie să aibă dreptul să fac această educație cum consideră dânsii. Că o fac în școală, că o fac acasă, că au discuție cu copiii și la vârsta la care consideră dânsii. Așa este normal, așa e mersul lucrurilor în mod normal. Nu ai cum să intervii în mintea copilului cu informații la o vârstă prea mică. Adică să trezești un subiect care are rolul lui și locul lui, dar să fie copilul pregătit. Dacă începe această discuție la o vârstă foarte fragedă, o să deturnezi copilul de la alte activități. Deci, excluderea părinților din acest proces mi se pare greșită. Eu și Partidul Social Democrat nu va susține niciodată așa ceva. Dar are legătură și cu faptul că se numește așa, poate, nu știu, educație sanitară sau Da, altceva, cred că să se nici numească, numele nu poate este nici numele nu cel este mai bine ales. bine ales. Eu, de exemplu, în 2016, exact când era guvernul Cioloș, am propus atunci ministrului Educației, ministrului Învățământului, o serie de materii școlare, iar pentru ciclu primar, pentru 1-4, propusesem o materie sau mai multe materii care să cuprindă bunele maniere, igiena și nutriția. Cred că anumite lucruri pot fi spuse legate de igienă, de exemplu, și la vârste mai mici, legate și de partea sexuală, dar de igienă, într-un context mai larg al igienei unui om, unui copil, de nutriție, iarăși ce să mănânce, și bunele maniere care, din păcate, trebuie să fie mai bine promovate la vârstele fragile, pentru că școala trebuie să completeze cei 7 ani de acasă, aceia care mai sunt sau nu mai sunt, după cum vedem în generațiile de astăzi. Deci propusesem anumite lucruri legate de acest lucru, iar pentru 5-8, pentru ciclu secundar, propusesem materia prevenție, care ar putea cuprinde noțiuni legate și de viața sexuală sau de interacțiunea între sexe. Dar Nu ne a fost gândesc. luat în considerare, mi s-a spus că sunt foarte bune, dar probabil sunt într-un sertar pe la minister. Și vă așteptați să fie readuse în discuție sau? Eu cred că școala trebuie să pregătească copiii pentru viață, în primul rând. Adică, sigur, noțiunile didactice sunt foarte importante pe toate materiile, dar cred că rolul școlii este, în principal, să pregătească omul pentru viață, copilul pentru viață, să fie pregătit să te protejeze, să nu ajungă în situații neplăcute, să le prevină, pentru că prevenția e mult mai bună și mult mai ușoară și mult mai ieftină decât reacția. De fapt, e una dintre temele care mă pasionează. Se fac foarte multe lucruri mai târziu decât este cazul. Vedem acum și cu inundațiile, că e mai ieftin să faci un dig la un moment dat decât să ajungi după aia să refaci sute de case. Studiile spun că un leu investit în prevenție economisește 20 de lei investiți în reacție. E pur și simplu mai simplu să facem lucrurile anticipativ, să nu ajungem în probleme, să le prevenim.